În luna iulie anului trecut, administrația locală a municipiului Deva a semnat contractul de finanțare a proiectului Reabilitarea spațiului public din zona parcului Ice Brătianu. Proiectul de peste 38 de milioane de lei urma să schimbe total înfățișarea zonei Opera. Până în 2015, în centrul Devei urma să fie construită o parcare subterană cu peste 180 de locuri, un pasaj subteran în lungime totală de 270 de metri și o piață tip Agora de peste 3500 de metri pătrați. Contractul de execuție a lucrărilor a fost scos la licitație publică de două ori până în prezent, însă nu a mai fost atribuit. Calendarul de implementare nu permite implementarea proiectului până la 31 decembrie 2015. În condițiile date, proiectul rămâne valabil și rămâne viabil. El va fi finanțat în perioada programatică 2014-2020, ceea ce intră în vigoare încă de acest an, după aprobarea acordului de parteneriat între România și Comisia Europeană. Reprezentanții primăriei Deva dau asigurări că, sub o formă sau alta, modernizarea zonei centrale a Devei va fi dusă la bun sfârșit.